Război în Ucraina luni, 21 martie 2022, ora 19:49 de minute. Hotnews.ro. Producătorul francez de automobile Renault și-a reluat producția la fabricile sale din Moscova, spre deosebire de alte mari companii internaționale care au rupt relațiile cu Rusia din cauza războiului împotriva Ucrainei, potrivit The Guardian și în uzina Lada Avtovează Renault. Renault a suspendat producția la fabrică luna trecută, invocând probleme logistice după invazia Ucrainei la ordinele lui Vladimir Putin. Totuși, decizia Renault de a relua producția are sprijinul guvernului francez, care este principalul său acționar, potrivit unor surse citate de. Aceasta înseamnă că are operațiuni mai mari în țară decât majoritatea celorlalți rivali europeni, cu 40.000 angajați locali, reprezentând o provocare uriașă, deoarece guvernele SUA, Marea Britanie și UE încearcă să izoleze Rusia din punct de vedere economic. Avtovaz a vândut aproape 2.900 de vehicule în 2021, înregistrând profituri de 186 de milioane de euro pentru Renault sau aproximativ 12% din câștigurile sale în acel an. Avtovaz a început ca o companie de stat în Uniunea Sovietică, producând mașini care au devenit puternic asociate cu regimul comunist sub mărcile Jigul și apoi Lada. În timp ce uzina din Moscova a repornit, Avtovaz a declarat luni că a oprit parțial producția săptămâna aceasta la o fabrică uriașă din Toliati, un oraș de pe râul Volga, și o alta în Izhevsk, un oraș aflat la 500 de kilometri spre nord-est. Oprirea producției a fost cauzată de lipsa de piese electronice, a spus Avtovaz.